Dar chiar ai avut vreodată probleme cu securiștii? Am avut probleme din 85-87, în care n-am ieșit din țară deloc. Era perioada în care sportivii atunci rămâneau. Și pentru că eram un bun național, domnule, nu mai pierdem. Adică sub pretextul acesta să nu mai pierdem, să nu ne mai pierdem sportivii, nu mai trimitem. E ca aia când te bate părintele înainte de a pleca. Mă, te-am bătut premedit să nu spargi asta. Dar nu știi dacă o spar sau nu. Mă, să fim siguri. Da. Deci pe tine te opreau sub pretextul că dacă rămâi acolo, da, tu nu dădusești semne. Niciodată n-am dat semne. Nu-i de râs, pe lângă faptul că mi s-a pus în cârcă un telefon, că l-aș fi dat în Germania la vremea respectivă. Deci am un telefon în Germania, cred că costa 1000 și ceva de lei. Deci sau, nu l-ai dat. Cred că, sau 9000 de lei, o chestie de genul care era. Deci era o sumă de... Ei doar căutând și 2 ani de zile, liniște. Da.